trebuie să zic și eu ceva de Loren Login, pentru că altfel mă dau afară de pe YouTube, adică cred că am rămas doar eu care n-a zis, n-a râs de el. Băiatul ăsta e un băiat care e genul pick-up artist și el, săracul, e cam vai de el. Cam asta e ideea generală, e cam vai de el. Și toată lumea care râde și toată lumea care face glume pe seama lui, râde de el pentru că, na, asta e situația. Ce scopul final al lor, al oamenilor care râd de el, este să atragă atenția oamenilor care ar pune botul la prostiile lui, că, bă, poate nu e cazul să pui botul. Și aici faza este că lumea abordează situația asta greșită, adică iau impresia că oamenii ăștia care apelează la genul ăsta de pick-up artist sunt oameni normali. Ori aici nu e cazul. De obicei, oamenii care apelează la faze de genul ăsta sunt oameni disperați, oameni la capătul răbdărilor. Am cunoscut la un moment dat un băiat care punea botul toate prostiile de genul ăsta și el, mă rog, mi-era amic. Dacă mai știți, pe vremuri mergeai cu harddiscul la cineva acasă, făceai schimb de filme și așa mai departe și printr-o pietre am ajuns să cunosc pe tipul ăsta. Era un tip urât și venind de la mine asta, vă dați seama care era situația lui. Și omul, făcea bani, lucra în IT, nu știu exact ce făcea, nu știu ce, deci omul era ok, așa, numai că era very socially awkward când era o femeie în prezență. Și nu reușea să agațe, nu reușea să fută nimica. Partea și mai nasoală este că avea o soră care era foarte bunoacă și cam toată lumea a încercat să se dea bine pe lângă el ca să, să pună o vorbă bună la sorsa și chestia asta îi enerva și mai tare la și părinții acasă, păi uite mă, sorta are prieten, tu de ce n-ai? Și era o fază de genul ăsta foarte nasoală pentru tine ca bărbat și tipul era disperat și la un moment dat a zis de câteva ori că bă, ce rost are să fac atâția bani, ce rost are să muncesc, să nu știu ce, dacă n-am un suflet lângă mine. Și asta e de obicei, asta e situația oamenilor de genul ăsta. Ei sunt disperați, văd că prietenul lor Ionuț care e urât, nu știu ce, văd că prietenul lor Marcel care e mai sărac are și el prietenă și tot așa și tot așa și tot așa. Și familia care îi râcâie și orice urmă de speranță este binevenită. Axe Body Spray. Yes, îmi cumpăr două și mă dau cu două așa. Nu știu, haine nu știu care, nu știu ce, ultim model de iPhone. Știi, sunt oameni care, ultim model de iPhone, pentru că asta, fetele o să fie impresionate. BMW. Sunt o colță de tipi urți care își iau BMW cu gândul că asta le lipsea ca să cunoască femei. E o situație neplăcută și nasoală pentru oameni.